ai revenit? Nu, nimic. Da, doamna Andreea, sunt mai bine. Se vede. Ești mai bine? Înseamnă că aveai niște lucruri pe suflet și odată ce ți-ai eliberat sufletul și ai spus acele lucruri, cumva, poate că începi să te simți mai bine. Ai fost bine, dintr-o dată ai căzut și asta nu este ok. Ce are? Vorbește încet. Mă simt bine că am spus tot ce am spus și nu este nimic mai mult. Adică ăsta este adevărul adevărat pe care l-am spus la camera. Pe scurt, pentru cei care au ratat bârfa dintre telespectatori, iar pentru cei de aici din casă, ne spui și nouă? Că i-am spus Teodorei ceea ce simt, cu adevărat că nu am simțit acea flacără, acea atracție, iar cu Alexandra am vrut să lăsăm toate glumele deoparte pentru prima dată și să vorbim la modul cel mai serios, între patru ochi, fără să mai fie nimeni, și să-i spun și ei că adevărat nu simt nimic și să nu cumva să-și creeze vreo poveste, pentru că nu este o poveste reală. Dar ea a spus că nu are nicio treabă și că nu-și creează nicio poveste, așa că pe mine mă face să mă simt bine. Vedem. Tristețea de unde vine? Poftim? Tristețea asta, de unde vine? Asta, doamna Andreea, nu știu, sunt zile și zile. Nu cumva de la faptul că i-ai spus Teodorei că nu... Nu poate fi nimic mai mult pentru că nu ai simțit? Simți că poate te-ai grăbit? Doamna Andreea, nu simt că m-am grăbit. Cred că starea mea de ieri a fost pentru că știam că trebuie să-i spun toate lucrurile astea și cumva e greu cumva să fim 100% transparenți, dar nu sunt trist din cauza asta și nu sunt trist de ceva anume. Nu sunt trist. Mi-a zis o... Fără stare cumva. Ah, okay, da. Okay. Mi-a zis o chestie la un moment dat că tot intră fete pentru el în casă și că oarecum apare câte ceva ce îl face, da, să oprească. Eu cred că e trist că n-a mai simțit de mult. Exact. De fapt și de drept nu apare. Sau nu apare, da. O femeie care să-l facă să simtă. Exact. Nu știu ce aș putea să-ți spun, decât în afară de, nu știu, de a avea răbdare. Eu știu că de pierdut speranța n-o să ți-o pierzi. Ai demonstrat cât de puternică poate fi iubirea pe care o poți oferi și ar fi cât de corect ești într-o relație și cât de frumos decurge o relație de iubire de-a ta. Și atunci ar fi păcat să, nu știu, să-ți pierzi speranța. Doamna Andreea, vă rog, da? Frumos, cu acordul Teodorei. Dați un date de o zi. Trebuie să inviți tu. Nici nu cred că faci așa ceva. Eu ți-am zis că ți-l dau. Dar trebuie să inviți tu fata. Păi, am confirmarea de la dumneavoastră că o să mi-l dați. Deci eu ți-l dau, dar tu trebuie să convingi fata, să o inviți, să-i aduci flori, să-i aduci, nu știu, ciocolată, habar n-am, baloane, nu știu. Urmează. Bine, ținem aproape, vedem, da? Da. Bun. Știu că voi abia așteptați următorul moment. Dar nu mai avem. Știu că vă rugați din tot sufletul. Da, cameră roșii! Haideți, nu așteptăm ziua de mâine, mă, ce ai, mă? Trebuie să ne trezim, frate. Eu vreau la camera roșie astăzi, eu nu plec de aici până lumea la camera roșie. Cu cine e Bogdan? Păi asta e surpriză. Leo. Nu vreau să mă surprinzi acum, te rog. Bogdan ne surprinde zilnic. Nu pot să vă spun. Ba da, pentru că eu sunt sigură că mâine va fi altă surpriză și tot așa. Eu aș vrea să merg în seara asta, era să zic, da, la camera roșie. Seara asta vrei să zic. El vrea să rămână peste noapte. Puteți să-i dați... Cu cine? Să lăsați să doarmă. Nu vă spun. Bine, vrem să știm astăzi, alegerea de astăzi. De astăzi aș fi mers cu Teodora. Wow. Primii. Nu, că o cheamă doar prietenește să vorbească. Exact. Dar ce se întâmplă aici? Nimic, doamna Andreea. Teodora? Da. Am stat și noi de vorbă ca și colegi. Nu, nu, Gagea te invită la date. Bogdan vrea în camera roșie cu ce tine. Ce cum e parut de... Păi eu vreau să pup, doamna Andreea, că numai la camera roșie pot să pup și eu câte fată. Pe obraz. Te pupe pe obraz, măi. Da. S-a rușinat Teodora, doamna Andreea. Da, nu mai pot. Chiar da. Mergi sau nu mergi? Vin să te apă sus, mergi la camera roșie. E cam hotărât Bogdan, mă sperie doamna Andreea. Bogdan, așa trebuie să fii în viață, hotărât. Abucei. Stai să vin altă fată. Da.
Până la următoarea fată. Nu mai speria fetele. Da, să știi, așa cum te sperie, cum nu te sperie, zâmbești. Și asta e foarte important. Da, chiar... Da. Zâmbesc că sunt bine cu mine acum. Și pot să zic că da, într-adevăr, m-a făcut să mă simt ok, Bogdan. Chiar am râs, mă simt în largul meu așa, în prezența lui. Camera roșie, cum te-ai simțit? Eliberată. Cred că e cuvântul cel mai potrivit. Chiar apreciez foarte mult gestul lui Patrick și că a vrut să discutăm și mi-a spus exact ce simte. Îmi pare rău pentru starea lui de acum. Dar oarecum a fost decizia cea mai potrivită pentru amândoi. Nu mai îmi plăcea să stau în situația asta și oricum cred că s-a văzut de când am urcat pe scări că nu îmi făcea plăcere și că aș fi vrut să pun. Nu neapărat punct, că e mult spus. Dar să spun exact ce mă deranjează și dacă mai exista o interacțiune între ei doi, chiar aș fi pus punct de tot eu. Așa, dar în situația de față chiar sunt bine. Dar nici cu ea. Adică, ea a fost înaintea ta în camera roșie. Așa. Și nu e ca și cum a făcut o alegere sau nu e ca și cum... A, nu, 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 nu. Da. Mă refer strict la tine acum. Deci cu ea clar a pus... punct de ceva timp și a explicat niște lucruri, că au vrut să înțeleagă, că n-au vrut să înțeleagă, că s-au jucat, că nu s-au jucat, nu o să știu niciodată. Dar aici este vorba doar de tine, strict de tine. Strict de mine. Da, se mi-a spus și lui că, într-adevăr, nici eu nu am simțit anumite lucruri nici din partea lui, nici din partea mea și poate de aia nu am plusat și eu mai mult. Și pot să zic că sunt împăcată oarecum cu alegerile făcute. Da, sunt în continuare mi-o persoană dragă, adică nu se schimbă nimic, o să fiu la fel vis-a-vis de el, că nu au fost sentimente la mijloc, dar chiar pot să zic că eu cu mine acum, în momentul de față, chiar sunt, cred că, cel mai bine de până acum. Teodora. Da. Așa fac mereu. Nu l-ai plăcut suficient de mult pe Patrick încât, nu știu, să-ți pară foarte rău că totuși nu au funcționat lucrurile între voi? Da, cred că n-a fost ceva, nu știu, dacă simțeam poate mai mult din partea lui, cu siguranță aș fi încercat și eu mult mai mult, dar mă simțeam constrâns într-o situație în care nu făcea plăcere și nu puteam da voie să fiu eu într-adevăr cum sunt eu. Și poate alt băiat va avea ocazia să mă cunoască exact așa cum sunt și să fie ok, nu știu, nu știu ce să zic exact. O să fie situații ciudate pentru tine, nu știu, aici în casă, dacă o să-l vezi pe el apropiindu-se de o altă fată? Tu o să ai rețineri în a te apropia de un alt băiat? Nu e cazul de așa ceva. Chiar nu e, nu. Nu. Dar îți dorești să rămâi aici? Da, cum să nu? Da. În acest moment, dacă îl dăm pe Patrick la o parte, îți mai atrage vreun alt băiat atenția, în vreun fel de cunoaștere, măcar? Nu. Fizic am zis când am venit de, cred că l-am precizat pe Moldo, că într-adevăr fizic e pe gustul meu, dar nu mă bag în situații, nu vreau să am situații. În situațiile care sunt în casă, chiar nu mai vreau să mă mai bag în nicio situație. Mi-a ajuns doamna Andreea până peste gât. Da, stai puțin. Până peste cap. Nu e o situație. Nu, 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 nu. Nu, am zis doar fizic atât. Moldo. Da, doamna Andreea. Ești implicat în vreo situație? Ai vreo situație aici în casă? Doresc să o cunosc pe Virginia în fiecare zi. O cunoști deja pe Virginia? Ce mai bine. Ce frumos. O cunoști deja și doresc îmi doresc să o cunosc din ce în ce mai bine în fiecare zi. Ah, foarte drăguț. Gurile rele spun că nu prea sunteți foc. Unul pentru celălalt. E foarte folosit acest lucru. Tocmai asta am vorbit cu Antonia, a venit la mine și... El era gurarea. Și te uitai la mine ca și cum știau fetele. Nu, dar n-am... A venit la mine și mi-a spus, băi, Mold, uite, am fost în casa fetelor și am vorbit cu Virginia și am spus că, băi, Virginia, tu nu par foc. Și ea nu mi-a zis nimica, mie mi se pare că nu e foc, ceva de genul mi-a zis. Și tocmai asta i-am spus eu lui, băi, Antoni, tu nu îmi dai nimic de înțeles prin ceea ce îmi zici. Nu îmi explici nicio reacție de ei. Ce vrei să înțeleg eu? Am zis că explicația mea nu e concretă, fiindcă mie... Da, exact, nu mi-a dat nimic concret. Pur și simplu mie mi s-a părut ceea ce am înțeles de la Virginia, tot așa. Nu e concret. Bine, Antonia, acum poate obișnui cu alt gen de fete. Eu nu o să fiu ca Rebecca, am mai spus asta. Și ce ți-am spus la masă? Păi adică să sar pe un om chiar dacă îmi place, nu sunt atât de drăgăstoasă. Dar, în același timp, ți-am spus că
niciodată nu o să vină prima oară din partea mea un lucru. Și la fel cum l-am întrebat și eu pe Mordo dacă așa e el de fel și a zis că da, atunci aia e, să ne grăbim. Acum eu ce vrei să fac? Da, da. Nu o să fac în plus. Eu când am intrat în casă, Virginia a specificat, nu, de fapt Rebecca i-a specificat Virginiei că ea este genul de persoană care se deschide foarte greu, chiar dacă îi place. Și eu i-am spus Virginiei ieri când am vorbit în grădină același lucru, că și eu, stai puțin, te rog să termin și eu, că și eu mă arăt păi și, destul da, de greu să zic și mai cum e ceva comun. Ce mai greu dacă și persoana de lângă mine e la fel, poate, dacă văd din partea cealaltă mai mult, atunci e mai ușor și mie. Vezi? Da, da, dar asta nu are treabă, că tu ai zis că nu e foc, oarecum interpretai mie că nu poate... Mie nu mi se pare, este doar o părerea mea, am adus și am zis, mie nu mi se pare Virginia așa interesată și cred că este vizibil, nu știu, pentru mai mulți. Ținut să subliniez, zic, ca și Rebecca, ca și cum ar fi o chestie aiurea. Nu, la modul că ea ține în ea și nu se arată.